Ești din comuna Grozești? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean Iași pentru comunitatea în care și tu trăiești. În anul 2023, Consiliul Județean Iași a finalizat betonarea pe toată lungimea de 5,5 km a drumului județean DJ249D Moreni-Prisăcan-Măcărești-Grozești. Drumul județean 249D a fost primul drum județean pus pe lista de investiții a proiectelor finanțate prin Programul Național de Investiții Angel Salini, iar pentru modernizarea celor 5,5 km de drum vorbim de o investiție de peste 54 de milioane de lei, din care 22 de milioane au fost asigurați prin fonduri guvernamentale. Printr-un parteneriat cu Guvernarea Liberală, am obținut 7,5 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor de interes local în satele Grozești, Sălăgeni și Colțul Cornii, lungime totală de 7,1 km. Drumul județean Bohotin-Grozești a beneficiat de cele mai ample lucrări de reparații și întreținere din ultimii ani, tot prin susținerea administrației liberale de la Consiliul Județean. Știți ce lipsește comunei Grozești? Un primar harnic și gospodar, împreună cu care să dăm o șansă la dezvoltare acestei frumoase comunități. Pe 9 iunie, votați Marian Niță primar și echipa Partidului Național Liberal.